Meciu. Ați văzut, nu? Luptă, tradițional Petrolul, finalul, la fel, tradițional Petrolul, cu strângeri, cu toate cele, dar cred că m-am obișnuit. Am stat liniștit așa, pentru că mai mult decât să ne mai dau un gol Sterne, 2-2 n-avea ce să întâmple. Da, nu, glumesc. Da, chiar am stat liniștit. Un meci greu, nu știu dacă avem noi meciuri ușoare sau dacă o să avem în campionat, o să avem un meci ușor, asta e clar. Sunt un pic dezamăgit că am avut 2-0 și am fi putut de gestiona altfel finalul de meci, asta e clar. Am avut câteva situații bune în care puteam să scoatem mai mult de la ele, dar v-am spus, într-un final important e rezultatul ăsta, rămâne indiferent de ce se comentează acum sau și mâine. Depoi mine încolo ne uităm doar la clasament și vedem încă 3 puncte în clasament pentru Petrolul. 26 de puncte, cred că sunt destul de multe puncte pentru momentul ăsta și pentru situația noastră, ținând cont că suntem o nouă promovată, o echipă cu sportiv, vorbesc, cu multe probleme, pentru că știți și dumneavoastră în ce condiții și unde ne antrenăm, dar n-aș vrea să mă plâng din punctul ăsta de vedere. Astea sunt, am știut unde am venit, mergem înainte. Ai început să te temi să faci schimbări. Am pe unul care mă bâzie în spatele meu acolo și n-aș vrea să-i mai dau satisfacție așa, că o să zică că e mare antrenor sau cred că așa se crede că e mare antrenor, că fac schimbările, că mi le zice el, începe din prima repriză cu schimbul, asta așa. Nici nu știu dacă aș fi putut să schimb, pentru că era clar că finalul o să fie cu mingi multe aruncate și de-aia l-am prins și pe Irobiso până la final în teren. Cât a vrut el să stea. Da, cât a vrut el să stea. Nu mai mă grăbesc să fac schimbări, asta e clar. Dacă lucrurile merg bine, nu mai schimb doar de dragul de a schimba. Eu mă gândeam numai la trecerea timpului, asta am spus. Adică fac o schimbare și mai adaug 30 de secunde la prelungiri în plus. Alea 30 de secunde s-ar putea să ne coste la final. Marca a existat pe victorile tale noastre, 2-1, 2-1, 3-2. M-am de a ține numai așa. N-aș fi supărat. Președintele Costelaz era aproape cu lacrimi în ochi, chiar din aur, acuza lipsa de ajutor din partea autorităților locale și... Ei, intram pe alt subiect, nu vreau să-l dezbat eu, nu e problema. Probleme financiare, dacă sunt restanțe, dacă mai acum nu se poate. S-a plătit săptămâna asta o jumătate de salariu. Atât pot să vă spun. Se pare că e bună strategia asta. Jumate de acolo, un sfert de acolo. Să știți că n-am mai fost cu jumătate de salariu de pe la Liga a doua, s-a tot plătit salariu întreg până acum, da. Am înțeles că săptămâna viitoare se va plăti și diferența. Supărat un pic pe Irobiso sau golul pe care l-a dat așa? Da, sunt un pic supărat așa, n-avea voie. El spune că a fost provocat. Indiferent cum te-ar provoca sau ce ți-ar zice, tu trebuie să-ți vezi de treaba ta. Mai erau câteva minute și am fi fost chiar perfect din punctul ăsta de vedere. Adică să fie și el fără cartonaș roșu. Acum să sperăm că... La roșu direct, cred că-s două etape, dar una e de cupă. O să-l avem probabil cu la meciul cu Cluj. Adevăr, la faza aia a fost ținut. El spune că i-ar fi spus ceva, dar n-are nicio scuză dacă mă întreba să spune. Indiferent ce spune, nu ai nicio scuză să faci gestul ăla. Tensiunea, am mai spus-o, și după bancă și din tribună e ușor. De judecat, de văzut, de alea. Acolo, în focul jocului, mai spieri și cumpăt. Probabil dacă era miercuri, era și mai și. Adică? Dacă ar fi făcut Mirco... Dacă ar fi fost să-i zică unul ceva sau să intre, probabil că îl lua cu tot. Nu, cred. Aș vrea să te întreb un lucru. La începutul jocului, echipa a apărut un pic dezorganizată. Au fost câteva momente, minute, să zic. O putem încadra la ceea ce discutam în conferința de presă, că ești sigur că ce joacă ei? Nu putem încadra. Ține doar de noi. Nu pot. Adică sunt lucruri care și mie mi-e greu să le explic și să vi le explic și dumneavoastră. Și eu îmi pun multe întrebări. Stabilim un lucru, antrenăm un lucru, da? V-am spus, una e cu adversitate și adversarul vine pregătit să te surprindă, vrea să te surprindă. E important că reușim să trecem, adică și din presiunea asta
care durează, reușim să ieșim cu bine, da? N-aș vrea să o mai repetăm, pentru că și finalurile astea, exact ce s-a întâmplat și meciurile pe care le-am pierdut pe final de joc, la fel. Da, v-am spus, pregătim, încercăm în fiecare săptămână să mai venim cu ceva, să scoatem ceva ca să, să reușim să trecem de momentele astea. Proporția de reprize, mă refer la repriza a doua, față de a treia, este covârșitoare. Avem mai multe reprize, secunde mai bune. Noi în prima repriză am avut două ocazii mari de tot de gol. Mari de tot. Takayuki una și Jair una, nu? Deci alea care au fost, au mai fost câteva situații cu Irobiso, dar vorbesc de... Ei nu știu ce au avut, sau poate au avut, dar poate nu le țin eu minte în prima repriză. Avem momente și momente, momente bune, momente mai puțin bune și asta încercăm de la zi la zi, de la antrenament la antrenament, să le eliminăm pe astea mai puțin bune. Simți nevoia încă unui stoper pe care să-l avem, pentru că m-am uitat pe lista de rezerve, doar Olaru a mai jucat în Liga 2. Da, am putea avea problema acolo, dar sper să fim bine până la pauza de iarnă, pentru că în momentul ăsta orice am aduce e mai puțin pregătit, vin jucători liberi de contract care nu s-au antrenat cu echipe și n-am vrea să mai transferăm doar așa sau să aducem pe cineva doar să credem noi că ne-ar putea ajuta. E clar că mai ne trebuie, dacă cădem de acord că o să jucăm în continuare în sistemul ăsta, mai trebuie cel puțin un fundaș central. Am observat că la un moment dat a venit Cuja la margine și ați discutat ceva împreună. Pot să ghicesc că i-ai cerut să facă lucruri simple? Nu știu, când a venit acolo, cred că era vorba de marcajul care trebuie să făcuse adversarul ceva schimbări și s-a schimbat marcajul la faze fixe. Nu mai știu ce a fost. Cuja joacă bine și e în creștere și Bart a jucat bine. Și Mataus a jucat bine, dar fiecare cu greșelile lor. Am întrebat pentru că la un moment dat a avut două momente în care s-a complicat și discuția a fost exact după unul din acestea. Da, nu. Cred că aia a fost ideea de fază fixă. Te satisface reacția colegilor de la Digi care au spus că Petrolul are deja un joc marca înregistrată? Da, ce pot să zic? Ăsta e jocul nostru, ăsta e jocul pe care noi putem să-l facem la momentul ăsta. V-am spus, mi-aș dori să putem să jucăm altfel, să jucăm altfel, antrenez să jucăm altfel. V-aș invita să veniți la un ciclu săptămânal, să stați cu noi acolo, să vedeți ce cer eu echipei. Dar veniți, că sunt antrenamentele deschise. Vedeți ce cere n-ai Constantin echipei. Că am mai auzit de astea, că jucăm lungă, că ne băgăm cu fundul în poartă, că veniți să vedeți ce cere n-ai în timpul săptămânii, ce antrenează n-ai. O să veni, că-i pauză. Da. Întrebări? Seară bună.